CFR Iași a pus de câteva zile în circulație trenul metropolitan care leagă Iașul de Ciura. Acesta a intrat în vigoare odată cu noul mers al trenurilor. Noul mijloc de transport are unele avantaje pentru navetiștii de pe această rută, precum rapiditate, confort, lipsă de stres în traficul rutier și biletul ieftin. Trenul este format dintr-un automotor Siemens de siro sau săgeata albastră, cum este cunoscut. Vor fi câte patru curse pe zi care pleacă din Iași și tot atâta care circulă de la Ciura către Iași. Prima cursă a zilei va pleca de la ora 6 și 30 de minute. Puțin după ora 7 va pleca o garnitură de la Ciura către Iași. Următoarele trei curse vor pleca de la Iași către Ciura la orele 13 și 45 de minute, 15 și 5 minute și 17 și 49 de minute. Ultimul tren care leagă cele două localități va pleca din gara Ciura la ora 18 și 10 minute. Durata unei curse este de cel mult 15 minute. Prețul unui bilet pentru această rută este de 3,4 lei. Studenții beneficiază de 50% reducere. Din din prețul integral al biletului dacă prezintă legitimația de student împreună cu cartea de identitate. Elevii beneficiază de 100% reducere din prețul integral al biletului dacă prezintă carnetul de note și, la cei de peste 14 ani, cartea de identitate. Vizele pentru carnetele și legitimațiile de student trebuie să fie pe anul în curs pentru a beneficia de această reducere.